Poveștile orașului Câmpulung. Bun găsit! Sunt Adrian Săvoiu și vă voi vorbi astăzi despre ceremonia alegerii primarului în Câmpulungul medieval. În vechiul Câmpulung, alegerea județului, adică a conducătorului orașului, echivalentul de astăzi al primarului, se făcea la sărbători mari, cel mai adesea a treia zi de Paște. Era un moment de maximă importanță pentru administrația și justiția locală județul, ajutat de cei 12 pârgari, un fel de consilier local de azi, avea atribuții dintre cele mai importante. Judeca înțelegerile și abaterile de la lege săvârșite de orășeni, aduna și apoi trimitea la bisteria țării dările la care era supus orașul. De asemenea, județul conducea câmpul lungu după legile țării și obiceiul pământului, se îngrija de păstrarea și înnoirea vechilor privilegii ale localnicilor, întărea și adeverea, prin aplicarea sigilului orașului, diverse acte făcute de câmpul Lungene. Județul era arest dintre cei mai corecți și mai destoinici oameni ai câmpulungului și trebuia să aibă cunoștințe despre legile și prabilele țării. În fiecare an, pârgarii propuneau câțiva candidați, iar preoții, bătrânii și orășenii, se pronunțau pentru alegerea unuia dintre ei. Se împământănise obiceiul ca fiecare dintre cele trei zone ale Câmpulungului să susțină candidatul. Zona din partea de jos a orașului, cea din centru a catolicilor și cea din spremiază noapte a locuitorilor cartierului Schei. Multă vreme, și aceasta s-a întâmplat până la începutul secolului al XVIII-lea, în desemnare s-a aplicat principiul rotației. Dacă într-un an județul era ales dintre ortodoxi, în anul următor acesta se alegea dintre catolici. Ceremonialul prin care județul era învestit drept conducător al urbei este descris pe larg de Cede Aricescu în volumul Istoria Câmpulungului, publicat în 1855, din care spicuiesc acum. Ziua alegerii județului era fixată marți după Paște. În ușa Bisericii Negru Vodă, protopopul, în vezminte sacre, cu crucea și evangheliul în mână, întâmpina pe alesul comunei, pe unsul Domnului. Județul intra în biserică, președat de cler și urmat de pârgar și de popor, toți în vezmintele cele mai luxoase. După ce săruta icoanele, alesul făcea înainte altarului jurământul de dreptate și credință către legi și către popor. Protopopul repeta de trei ori, vrednic este. Și poporul răspundea în cor, vrednic. După terminarea ceremoniei divine, pârgarii ridicau pe brațele lor, pe alesul comunei, în întreita strigare de să trăiască jupând județul. Și poporul răspundea în cor, să trăiască. După asta ceremonie princiară, județul, iarăși în sunetul campanelor și al aclamaților populare, înconjurat de pârgari, precedat de lictori și urmat de notabil și de tot poporul, venea în triumf până în piața orașului, unde era crucea jurământului. Județul, înaintea acestei cruci, repeta jurământul de credință, săruta crucea și iarăși era ridicat de trei ori pe umerii pârgarilor, în întreita strigare a alegătorilor și a poporului. Să trăiască jupând județul! Vă mulțumesc pentru atenția acordată pe data viitoare!